Brezenii au sărbătorit astăzi Ziua Curățeniei. Inițiativa aparține unui cetățean de origine iraniană care în urmă cu câțiva ani și-a construit o casă în acest oraș și a ajuns să iubească breaza ca pe locul natal. Saed Nicu a venit în sprijinul locuitorilor cu diverse soiuri de plante și pomi, unelte și cu tricouri cu inscripția Te iubesc breaza. Cum v-am spus data trecută, astăzi este declarată Ziua Curățeniei la Breaza. V-am spus că e printr-o hotărâre de Consiliu Local și cu ajutorul domnului doctor Said Nicu, care ne sponsorizează cu echipament pentru curățenie și cu material floricol și pomicol. Deci astăzi este o sărbătoare a curățeniei. Este bine să dăm un exemplu locuitorilor orașului, care sunt de fapt niște oameni gospodari, dar e nevoie de un spirit gospodăresc mai accentuat față de anii anteriori, întrucât vrem ca Breaza să redevină ceea ce a fost cândva, grădina Văii Prahovei. 21 martie eu am ales, prima zi anul nou iranian este pe bază de acum 1993 de ani, dacă nu mă înșel, cum a zis domnul consilier. Am ales că să aibă un scop. Cu acest idee vreau să dau responsabilitate pe societatea noastră. În momentul că vedeți, dacă eu curăț și să curățați, dar copiii acasă, restul lumea aruncă. Nu știe ce cât de greu este adunarea acest gunoi. În momentul că lume se implică la curățenie, cu speranță că în viitor nu mai aruncă nimeni gunoi pe stradă. La acțiunea de astăzi au participat toți elevii școlilor din Breaza, dascălii și părinții acestora. De ce ai venit astăzi în parc? Ca să facem curățenie pentru o planetă mai curată. Am venit astăzi în parc ca să sărbătoresc o parte din lumea mea, o parte din viața mea. Eu practic m-am născut pe această planetă, e planeta mea. Trebuie să avem grijă de ea. Aș dori să spun câteva cuvinte pentru știri, că noi trebuie să curățăm peste tot ca să nu avem, să nu poluăm aerul, să nu facem noroi, să nu facem mizerie. Pentru a trăi sănătos, pentru a nu a ști lumea că avem un rang, un nivel mare în lume. Este o inițiativă bună, cred eu, și cu ajutorul ei facem și copiii să înțeleagă, să mențină orașul curat, să mențină aerul și prospețimea naturii. Copiii aceștia iubesc foarte mult curățenia, sunt copii civilizați și vor să trăiască într-un oraș curat. Acțiunea de înfrumusețare a orașului Breaza se va desfășura până la jumătatea lunii aprilie, dând astfel posibilitatea fiecărui cetățean să se implice. Chiar aș vrea, cred că i-ați văzut și pe copii, chiar aș vrea să vă prezint deocamdată tricoul. Așa scrie, te iubesc Breaza, te iubesc cu Breaza curată. Așa și în ultimul rând aș vrea să mai fac încă o dată apel către cetățenii Brezei să participe în continuare zilele următoare la curățenia orașului, pe cât se poate, măcar în fața gospodăriilor și în gospodăriile dânșilor.